În clipul de astăzi vom face un case opening pe GG Standoff. Deci dacă mai vreți clipuri de genul pe care avem tot acolo, să apreciați cu butonul de like să facem cât mai multe, adică peste 100-150 de like-uri, de ce nu. La fel un comentariu și un share m-ar ajuta foarte mult, un follow pe Instagram, un job pe de Discord, fiindcă mai fac giveaway-uri ocazional pe care nu le anunț pe YouTube și nu vedeți că la 4K de abonați voi da un cuțit la giveaway. Deci haideți să intrăm pe website-uri celor de la GG Standoff, să le scriem niște cutii, poate ai norocul să ne pice ceva, vom face și niște contracte slash upgrade-uri și poate retragem și niște skin-uri pe Standoff 2. Haideți să intrăm pe website. Ok, am intrat aici pe website, după cum avem acolo o sumă sponsorizată de cei de la GG Standoff, le mulțumim pentru această sponsorizare frumoasă. Deci, ca să recapitulăm și ca să trecem rapid, să nu facem un clip foarte, foarte lung, dacă ați dat o dată la spin și vreți să mai dați o dată, dar aveți un timp, puteți să dați enter, să băgați un cod și să puneți codul care vă pun pe ecran, adică ONR, e promocodul care vă dă plus 20%, adică voi că dacă băgați 1000 de coins o să vă dea 1200, fiindcă vă dă plus 20%, la fel dacă băgați promocodul, acest promocod ONR, o să vă mai dea șansa odată să mai dați la spin. Țin să menționez că promocodul se activează doar odată, adică o persoană, cine primul va activa, ăla va fi norocosul și la fel aceeași chestie se pune și la graffiti pack. Adică la acest graffiti care, la fel dacă dați aici promocod și puneți promocodul care vi-l pun pe ecran, la fel se activează doar o dată, cine norocosul, ăla va primi un graffiti pack gratis. Haideți să nu mai lungim și haideți să descriem și noi niște chestii. Hai să dăm această cutie. Să vedem. Poate avem norocul. E un pic cu lag. Și să vedem un... cred că e cel mai slab... What? Cred că e cea mai slabă chestie din cutia asta. Ok. Hai să vedem ce e aici. Care-i faza cu asta? Hai să ne scriem din ăsta. Vezi că sunt niște chestii șmechere și poate avem norocul să ne pice ceva foarte mișto. Ok, un Desert Eagle Venator care e 100. Bun. Hai să mai dăm fast. Încă unul. A, din păcate suntem... Bun. Mai dăm o dată. Fast. Un Face Venom. Bun. Și dăm X4. Cât ar veni? 700. Cam mult, sincer. Mai dăm o dată. Da. Unde se ridică Venator? Deci hai să-l vindem pe ăsta. Și haideți să intrăm. Să dăm și noi niște... Sau hai să facem un contract, mai bine zis. Băgăm efectiv creat contract. Create. Băgăm fiecare chestie care avem noi pe aici. Și hai să dăm create. Avem șansa până la 2600 de coins. Un NPC 5 care e 700. Sincer să fiu, nu știu dacă am făcut profit. Dar dacă îl vindem, eu zic că e destul de ok. Hai să dăm un upgrade. Poate îl ducem într-un preț mai mare și putem să-l scoatem direct pe Standoff. 73%. Hai să vedem. Cred că l-am luat, sincer, sau? Nu. Dar ne-a dat un sticker legendar color care e 40 gold. Ok. Vă recomand să jucați pe sume mici. Adică să nu vă pară rău că pierdeți bani sau ceva de genul. Fiindcă dacă jucați, să zic așa, și vă pare rău că pierdeți, eu zic să vă opriți și să nu mai faceți. Dar, overall, aplicația e mișto. Ok. Bun. Bun, rău. Hai să dăm și noi sell, mă. Dăm sell. Și haideți să deschidem altceva. Avem 900 de coins. Hai să vedem ce putem deschide. Bă, asta. Ia mă, ia.
Să vedem dacă se merită. Bun! Profit, profit, profit și dăm upgrade. Dăm upgrade. Bine. E ok, ok. Hai să dăm acest shotgun. Câte șanse avem? 71% șanse. Eu zic, mă, că avem noroc, nu? Bă, de două ori m-am pierdut acest MP7. Sau MP5, ce era ăla? Nu e combinație. Nu e combinație deloc. Deloc. Vreau să dau mai jos. Să vedem. Arcane, nu. Sticăre. Hai să vedem la sticăre. Ok. Bun, bun. Îl vindem. Mai deschidem unul. Ăsta cât e? E 200. Credeam că e mai mult, sincer. Îl vindem iarăși. Dăm iarăși. Hai să vedem și... Nu e scump ăsta, din păcate. Bun, cât e? Bun. E bine, e bine, e bine, e bine, e bine. Hai să lăsăm momentan. Că poate facem un contract și poate ne pică ceva mai mișto. Hai să deschidem și aceste cutii care nu cred că sunt relevante. Ăsta deja îl vând. Mai avem o rară. Fast. Mamă, cum ar fi dacă ne pica flip knife, ești nebun? Pă bune că era noroc ca lumea. Și o rară. Care avem șansă la un Fennec Fallen Leather. Ok. Nu mai avem șanse, din păcate. Nici nu știu ce să mai deschidem. Ce e ăsta? Ăsta am deschis, mă? Ia, mă, ia. Ce e? Un M16. Îl vindem. Deci 199 costă, să vedem. Bun, 400. E bine, e bine, e bine. Îl lăsăm. Și hai să vedem ce mai putem deschide. Un The Legend sau hai să încercăm un din ăsta. Hai fast. Poate, poate avem, nu. Mamă, ce slab a fost dropul ăsta. Insane de slab. What? Ce slabe sunt dropurile astea, în fine, nu mai deschidem la astea. Că vedem că e o pierdere de bani. Nu știu ce să mai deschidem. Mai avem suma de... Hai să vedem aici ce... Charmuri. Ok, cât e? 36 pe 32. Bun. Profit momentan pe ăla. Și încă unul care e profit și ăsta nu. Din păcate. Ia să vedem, deci. Dau mai jos. Să vedem ce cutii mai avem pe aici. Așa, cu M4, cu famos. Hai să încercăm una cu acără. Una cără sport. Oh, ok, profit. Profit ăsta nu e profit. Mamă, ce slab a fost ăsta. Mai dăm o dată. E profit. Tu nimă una cap, mișto rău. Mamă, dacă ne pica Night Fury ăla. Era bombă. O, profit. Hai să lăsăm și pe ăsta. Ce să mai deschidem pe aici? Ia să vedem unde e ăsta. Sincer să fiu, nu știu care e faza cu această cutie, dar... Dar... Nu se merită. Hai să facem contractul. Hai să facem contractul. Așa, contract și băgăm toate itemele astea frumoase. Poate pică ceva mișto și că ne scoatem goldul nostru de pro player. Deci așa, hai să-l punem și pe ăsta și pe ăsta. Avem șansa să ne pice până la 3200. Haideți să vedem măcar 1000. Nu mă, nu. Ce e ăsta, mă, vere? Hai să-i dăm un upgrade, dar... nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. 74% șanse să ne pice ce... Ok. Ce pot să zic este că din acest clip puteți învăța
foarte multe chestii, adică eu v-aș recomanda să nu băgați și să nu băgați deloc, cam deloc. Adică dacă aveți o sumă de bani care, să zicem că, nu știu, nu aveți nicio problemă dacă îi cheltuiți sau din astea sau nu vă pare rău, puteți, nu știu, să vă încercați norocul doar atât. Dar să jucați așa în continuu nu e o recomandare foarte bună, fiindcă nu se merită deloc. Pe lângă asta, poate ne pică ceva de aici? Ok, nimic. Sincer să fiu, momentan nu am scos nimic profit. Din păcate, hai să dăm mai jos să vedem. Famous Province. Ia să vedem aici. Deci, trebuie să ghicim unde se ascunde. Ce se ascunde acolo? Nu, mă, nu. Așa. Păi ce fac, mă? Nu mai am? Nu mai am o puncte, mă. Deci, efectiv, vreau să vă mai zic că puteți învăța din chestia pe care o fac eu acum. De exemplu, dacă mie îmi pică ceva, asta nu înseamnă că o să vă pice și vouă, sau dacă mie nu îmi pică, asta nu înseamnă că vouă o să vă pice. Deci trebuie să fiți atenți la ce, la cum jucați, ce vindeți, ce, efectiv totul, fiindcă din 1500 câte puncte aveam, am rămas cu 33. Și de aia zic că nu prea se merită să jucați, să băgați foarte mult, fiindcă e o pierdere de bani foarte mare. Hai să vedem unde e ăsta. Ce noroc avem aici. Ce poate să ne aducă această cutie? Aparent, cam ăsta a fost și case opening-ul. Din păcate, dezamăgitor, adică nu ne-a picat cam nimic, dar am avut acolo niște bait-uri, ca să zic așa. Am încercat să scoatem și banii înapoi, dar nu ne-a reușit. Ei bine, cam asta a fost și case opening-ul nostru de pe GG Standoff. Din acest clip puteți învăța că nu e bine să băgați bani foarte mult, să rescrieți, doar vă recomand o chestie. Încercați și v-aș ruga să mă ascultați, ca să aveți o sumă de bani, adică dacă folosiți o sumă de bani pentru a deschide niște case-uri sau pentru a băga în GG Standoff sau pe Standoff, încercați să băgați o sumă de bani la care, după, dacă o pierdeți, să nu vă pară rău că ați pierdut-o. Adică încercați să nu băgați mult ca să nu vă pară rău după că ați băgat, că o să vă pară rău că ați pierdut și chestii de genul. Bă, cam asta a fost și clipul, întotdeauna acolo să dați pe butonul de like să facem cât mai multe dacă mai vreți case opening-uri de genul anului pe canal. Un follow pe Instagram, un ceva să mă de Discord, un follow pe TikTok. Nu uitați că la 4K de abonați voi da un cuțit la giveaway și intrați și pe serverul de Discord, fiindcă fac giveaway-uri ocazional pe care nu le anunț pe YouTube. Vă pup, cu voi a fost Tony și ne vedem la clipul următor. Pa, pa!